Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Dialog Deschis. Invitatul nostru din această seară este domnul Mihai Paraschiv, directorul Societății Transport în Comun, Transloc, Târgu Jiu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație! Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să vă aduc aminte faptul că aveți la dispoziție un număr de telefon la care ne puteți trimite SMS-uri 0758222708. Și de asemenea puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Gorj TV. Haideți să începem cu noutățile, pentru că aveți câteva proiecte și o să lăsăm subiectele mai fierbinți așa pentru partea a doua a emisiunii noastre. Câteva proiecte care sunt în curs de implementare, să spunem, mult așteptatele troleibuze moderne care vor începe să sosească din toamna acestui an, dar mai este și o licitație în derulare, o licitație privind autobuze cu independente, adică care sunt alimentate de la o baterie, acele mașini electrice care nu poluează. Asta este noul trend, să spun așa, și e normal să se întâmple asta pentru că ne dorim cu toții să trăim într-un mediu cât mai curat. Sunt în faza de licitație, aveți răutăți în privința acestor mijloace de transport în comun, moderne? Proiectul la care faceți referire prevede achiziționarea 20 de mijloace de transport, 11 troleibuze clasice și 11 troleibuze cu autonomie extinsă, care se încarcă în rețea și pot să parcurg încă 23 de kilometri maxim în momentul în care ies de sub firul de contact. Aceste 20 de mijloace de transport au fost împărțite în două, 11 și 9, cum vă spuneam. Cele 11 sunt deja, este încheiat contractul, deja vorbim de certitudini, firma care a și anunțat cei reprezentanții societății, da, termenele la care vor este livra. O problemă dacă le spunem și numele, că nu cred că da, facem publicitate mascată unei firme din Polonia. Este vorba de firma Solaris. Vor fi echipate cu motoare Skoda și spre plăcuta noastră surprindere au decalat termenul de livrare. Dacă inițial trebuia să livreze primul troleibuz în luna 11, ne-au anunțat că primul va fi livrat în septembrie, ceea ce nu pot să spun că și nu toate mă bucură. Și următoarele în două luni toate celelalte, primele 11. Deci până la sfârșitul anului 2021 vom avea 11 mijloace de transport noi, ecologice, pe străzile din Târgu Jiu. Din câte știu, în luna a patra este termenul maxim de finalizare a procedurii de achiziție pentru celelalte 9 care fac parte din același proiect și în situația în care va câștiga aceeași firmă, după ce ne-a obișnuit cu seriozitatea de la primul proiect, bănuiesc că se va întâmpla la fel și la celelalte 9 și bănuiesc că în câteva luni după le vom avea și pe celelalte. Am avut discuții foarte bune cu reprezentanții firmei respective și de ce să nu spunem benefice, pentru că și dumneavoastră au fost foarte prompți și la rândul nostru și noi am răspuns cât de repede am putut. În momentul în care am fost înștiințați că firma respectivă va produce și livra cele 11 troleibuze, în ziua următoare am plecat cu domnul director Ionescu, am fost la Brașov, unde sunt câteva mijloace de transport similare. Ei au articulate de 18 metri, la noi o să vină scurte de 12 metri, dar în principiu o să fie același mijloc de transport. Și am analizat niște cerințe să vedem dacă ne avantajează și pe noi modul de poziționare a validatorilor pentru bilete, a camerelor de la vedere, a tabloului de bord. Și am fost să vedem... Vor fi deodată și cu camere de la da, vedere? Da. Foarte important. Ne va ajuta în multe direcții și pentru prevenirea infracționalității, pentru că este poți o chestiune... Se întâmplă să furturile din mijloace de transport în comun sunt la ordinea zilei. Furturi, distrugeri, și acum avem mașini murdare cu marker, cu scaune tăiate, cu tot felul de
chestiuni, probabil că astfel vor fi preîntâmpinate aceste chestiuni pe care nu le agrează nimeni. Sau vor răspunde cei care se fac vinovați de lucrurile acestea. Dar acestea. Cred că se vor gândi de două ori când vor face așa ceva. Am fost la Brașov, le-am văzut, a doua zi le-am răspuns că suntem de acord cu modul cum au fost amplasate validatoare, cum v-am spus, camere, la vedere și așa mai departe. Săptămâna următoare ne-au întrebat de tipul de tapiserie. Am făcut și un sondaj pe Facebook la vremea respectivă. Cei care ne-au dat câte o sugestie le-am centralizat, am văzut care este varianta, am trimis mai departe. După aceea ne-au întrebat de culoare. Dacă sunt tot verzi sau cu alb, am găsit o formulă plăcută ochiului. Ce culoare ați ales? Tot cu verde și cu alb, pentru că sunt eco și ne-am gândit că dau bine și se văd și bine pe stradă. Deci au primit din partea noastră răspunsurile în cel mai scurt timp posibil, maxim o zi. Dumnealor ne-au întrebat alte chestiuni, iar la fel foarte repede, motiv pentru care cred că s-au și decalat livrarea primului troleibuz, cum vă spuneam, cu două luni. Probabil că inițial își luaseră o marge de eroare mai mare, gândindu-se că poate suntem reticenți sau greoi în comunicare. Dar lucrurile au intrat pe... Deci în septembrie urmează, da? În septembrie va veni primul mijloc de transport. Mijloc de transport. Ca dotări, ne puteți spune ce fel de dotări mă gândesc că va avea rampă de acces pentru persoane cu dizabilități? Asta cred că e obligatoriu, da? Deci zâmbesc pentru că am fost uimit de o discuție pe care am avut-o cu reprezentantul unei firme producătoare de autobuze și mă întreba cam ce dotări în situația în care vrea să cumpărăm altele noi, cam ce dotări am vrea să aibă. Și am spus, păi, dotările obișnuite. Zice, păi, dotările obișnuite variază de la 0 la 50.000 de euro. Și zic, păi, ce puteți să puneți la un autobuz? Că, de principiu, sunt obligatorii rampele pentru persoane cu dizabilități, sunt obligatoriu aerul condiționat, încălzirea suplimentară pentru iarnă, cam ce ați mai putea? Păi, putem să punem panouri de informare în față, în spate, cu stația care urmează. Da. Între stații cu reclame, camere la vedere de la 3 la 8 și mi-au dat câteva exemple și am constatat că se pot pune multe extrase panouri, chiar și la... Adică panouri pe care se ruleze anumite reclame, da? Anumite reclame pe și de ulterior să anunțe stațiile. Și asta cred că e avantajul nostru că poate mai încasa ceva bani pe ulterior. Evident, vreau să vă spun că variază foarte mult dotările de la... Da. Dar, ca la orice mașină, de să o cumperi, ce opțiuni îți alegi, dacă vrei ceva mai... Da, dar nu mă așteptam ca la autobuze și troleibuze să avem o gamă așa largă de opțiuni. Vor avea aer condiționat, încălzire, rampe pentru persoane cu dizabilități, cam toate dotările moderne care pot fi puse pe mijloc de transport în 2021. Va fi implementată, pentru că știu că ați anunțat la scurt timp după ce ați fost instalat în funcția de director o instalație GPS, cred că vor avea asta, nu? Da, evident. O aplicație prin care cetățeanul poate să urmărească în timp real unde se află mijlocul de transport. Funcționează multe alte orașe din România și chiar e o aplicație binevenită. Știe când pleacă de acasă să nu aștepte foarte mult timp în stație sau să știe cât timp are de așteptat până când ajunge mijlocul de transport în comun în stație. E ca la metrou sau nu, chiar ca la metrou când îți arată acolo timpul rămas până când îți vine, până când următorul ajunge mijloc de transport. Am avut o mică problemă cu implementarea acestui sistem. Am încercat să montez și pe autobuzele și troleibuzele pe care le folosim în acest moment. În schimb, autobuzele și troleibuzele mai vechi, o spun cu mâhnire, suntem ultimii din țară care mai folosim autobuze DAC, UDM, au o problemă cu instalația electrică și nu permite. Permite, dar apar tot felul de interferențe cu sistemul de GPS și ne dau anumite erori. Am avut câteva situații în care mijlocul de transport era un mers și ne apărea ca și locație o altă zonă din municipiul Târgu Jiu. Și am stagnat... Ați achiziționat echipamentul respectiv? Nu, am încercat o aplicație de GPS să punem pentru telefoanele mobile, care să poată fi accesată de orice cetățean, nu așa de modern, cum ați expus-o dumneavoastră. În schimb, mi-aș fi dorit să se vadă
cam unde este mijlocul de transport următor. Ca puteai să aproximezi de la parc, văzându-l că este undeva pe Republicii, să-ți dai seama că vine în 2, 3, 4 minute. Și acolo am avut câteva probleme, în schimb ne-a ajutat pentru monitorizarea internă. Vis-a-vis de timpii de plecare de la capetele de linie, astea au fost chestiuni pe care am vrut să le punctez foarte mult în acest moment. Chiar dacă circulația în timpul zilei este destul de aglomerată, știm cu toții că doar trăim în Târgu Jiu, am insistat foarte mult pe respectarea timpilor de plecare de la capetele de linie. Pentru că cel puțin acolo putem, știm sigur că dacă trebuie să plece la și 20, la și 20 să plece. Că cel puțin 3-4 stații după capetele de linie nu ar trebui să existe întârzieri. Dacă la jumătatea traseelor sunt probleme din cauza aglomerației, din cauza școlilor. Acum nu mai, mă rog, nu mai prea funcționat așa cu la capacitate maximă școlile, dar e un timp de repaus, să spun așa, la capăt de linie? Da, sigur. Avem grafice. Avem grafice și au toate trasele, toate cursele au timp de repaus la final de Aplicația aceasta, când credeți că va putea să funcționeze? Când vor veni noile mijloace de transport în comun? Când vor veni celelalte, va fi implementat în același timp și cu sistemul de ticketing și cu sistemul pe care spuneați. Toate stațiile vor avea montate astfel de panouri de informare și vor comunica în permanență cu mijloace de transport în comun și în mijlocul de transport vei ști când mai, care este stația care urmează și în stație va fi informat cetățeanul cât mai durează până la apariția următorului mijloc de transport. Avem un proiect în implementare. Avem 5 autobuze care au montate în acest moment niște echipamente pilot pentru prioritizare. Sistemul de management al traficului, infotraficul, va fi corelat cu toate mijloacele de transport și calculatorul central al sistemului, să-l numesc, va sesiza dacă un mijloc de transport are întârziere sau ajunge mai devreme. Dacă are întârziere, semaforele pe care le va întâlni vor trece automat pe culoarea verde pentru a fi sată unda verde în mijloace de transport în comun. Cred că toată lumea își dorește un sistem de transport în comun modern care să devină o alternativă reală la autoturismul propriu. În București a văzut că sunt anumite trasee stabilite pentru mijloace de transport în comun pe care nu circulă decât acestea. Nu au voie și alte vehicule. Cred că a fost o măsură foarte bună. Străzile mai generoase, mai largi, mai generoase. Cred că a fost o măsură foarte bună cu interzicerea circulației pe Bulevardul Constantin Brâncu și Bulevardul Unirii, interzicerea opririi voluntare, pentru că cel puțin cele două bulevarde, din punct de vedere al mijlocului de transport în comun, au 4 benzi libere. Mi-am dorit să rezolvăm și pe Catenea Teodoroiu acest aspect. Ca și prim pas, Comisia de Circulație s-a aprobat oprirea interzisă de la pod de la Turcinești până la fabrica de pâine la Velpitar. Da, eu nu știu, din punctul meu de vedere, eu nu văd necesitatea acestei măsuri, pentru că acolo se circulă în condiții normale. Eu nu cred că am circulat cu 40 la oră pe traseul respectiv niciodată. Adică nu este o zonă foarte aglomerată. Pot să vă trimit câteva poze să vedeți ce pățim în fiecare dimineață cu mașini oprite în stații, cu mijloace de transport care sunt parcate pe banda 1, troleibuzele trebuie să le ocolească, să treacă pe banda 2 și chiar sunt o reală problemă în zona respectivă. Vorbiți de la fabrica de pâine până la podul de la Turcinești? Da. Solicitarea noastră a fost, chiar dacă este neprietenoasă cu mulți cetățeni, să avem oprirea interzisă până în zona casei de cultură, să putem circula pe 4 benzi cum ar fi. Da, dar vedeți că sunteți și noastră șoferi și se mai pune problema, ok, bagi restricțiile acestea, dar unde îți mai lași mașina prin Târgu Jiu, pentru că nu prea găsești locuri de parcare, mai ales în zona centrală. Aveți dreptate, dar în același timp, când vii cu restricțiile astea, trebuie să amenajezi și niște locuri de parcare pentru cu toții am cetățeni. Observat că, în general, ne-am obișnuit, dacă avem nevoie să mergem să luăm o pâine, dacă putem să intrăm cu mașina în magazin. Cred că anumite zone trebuie lăsate libere pentru circulație. Știu, dar ai treabă în zona centrală, unde nu prea găsești un loc de parcare. În zona centrală există parcare de la stadion, există parcare de la Piața Mare. La stadion, dar e pentru, mai spunea cineva, șmecherii de la
parcarea șmecherilor de la poliție și de la primăria Târgu Jiu, că vin dimineața la serviciu, lasă mașina acolo, ocupă toată parcarea și dacă te duci, nu mai găsești un loc liber de parcare. Și fac lucrul ăsta fără să plătească vreun leu, adică cetățeanul se duce la piață, plătește taxa de parcare, dar cei de acolo, nu, dacă vrei să vii cu mașina la serviciu... O declarație zilele trecute a domnului primar, care spunea că în viitorul foarte apropiat, cred că în luna aprilie, acea parcare va deveni cu plată și cred că... Să se introducă un abonament, ceva, domne. Abonament. Milion de lei, vrei să vii în centru și ai parcarea, plătești un milion și parchezi unde vrei și când Cred că cea mai mare problemă a noastră este cu mașinile abandonate. Acea mașină de ridicări, care va fi... din câte am discutat cu domnul primar, achiziționat în acest an, cred că va rezolva această problemă. Cineva de servit Transloc sau... Nu știu, să vă răspund, nu s-a discutat foarte mult pe acest subiect. Înainte parcă era un echipaj... Trebuie să fie un echipaj mixt poliția Transloc locală. Și poliție locală. În principiu, administratorul public, administratorul drumului trebuie să dispună ridicarea în urma unei sesizări de parcare neregulamentară. Tot această operațiune practic prevede mai multe capitole, de la ridicare, transport și depozitare. Ridicarea poate fi dispusă de administratorul drumului public, în principiu de primăria Târgu Jiu, prin poliția locală și ulterior transportul și depozitarea poate fi făcută de un operator privat, de edilitară, de Transloc. Știu că înainte Transloc se ocupa, erau depozitate în curtea Transloc. În curtea societății. Îți aducea și ceva bani pentru societate. Așa este. Este o activitate care atrage multe antipatii, pentru că nu este plăcut să îți găsești mașina ridicată. Dar în același timp, cred că ne va ajuta pe toți să ne disciplineze, să ne gândim de două ori când lăsăm mașina anapoda. Eu știu că timpul este în ce în ce mai puțin pentru toți și ne-am dorit să eficientizăm, dar oprind chiar unde ai nevoie nu înseamnă că ai rezolvat problema, că practic încurci pe alții și creezi o problemă. Se întâmplă frecvent, se plânge șoferii de faptul că se blochează traficul din cauza acestor mașini care sunt parcate sau la întâmplare? Am primit sesizări de la cetățeni, o situație chiar aberantă din punctul meu de vedere, în zona complexului Gârdu, pe sensul de mers către Drăgoieni, un șofer al societății Transloc a fost obligat să oprească pe banda 2, pentru că și alveola era plină și banda 1 de microbuze. Ca să poată să coboare cetățenii, au oprit pe banda 2. Între timp, microbuzele pe banda 1 au plecat și a rămas mașina pe banda 2 ca să urce și să coboare călătorii. Cineva care era în spate a sesizat toată această chestiune, dar ultima poză arăta un autobuz care a plecat pe banda 2, deși putea să parcheze pe banda 1, neștiind motivul. Da. Și sunt tot felul de astfel de situații, mai ales că acolo, practic, acea stație s-a transformat într-o mică autogară. Am demarat deja niște discuții. Și cetățenii s-au plâns din zonă că păi, vă dați seama sunt că foarte mulți oameni acolo, așteaptă în zona respectivă, în stația respectivă. Este neplăcut pentru toată lumea. Eu înțeleg că cetățenii merg în direcția Drăgoieni și de acolo s-au încetățenit ideea să se îmbarce. Dar totuși trebuie să existe niște autogări unde aceste microbuze trebuie să oprească și să-și ia călătorii de acolo. Da, nu știu de ce nu se întâmplă să aibă o colaborare cu autogara din Târgu Jiu în direcția aceasta. Și se permite acolo... A fost o cutumă, o înțelegere oarecum tacită de-a lungul timpului și acolo s-a încetățenit că se oprească aceste microbuze. Repet, n-am nimic cu oamenii respectivi și să nu înțeleagă că am ceva împotriva societăților respective. Dar totuși, cu toții trebuie să respectăm niște reguli și automat când vom ști că se pleacă pe direcția Cărbunești, nu știu, Vladimir, știi că pleci de la autogara Târgu Jiu sau de la autogara de pe calea București, ca să nu știu numele firmei. Acolo pleacă microbuze în toate direcțiile? Păi, teoretic, da. Ca să-ți obții o licență de traseu, ar trebui să ai nu, un contract cu autogara. De la Gârdu pleacă... Foarte multe. În fiecare zi avem stația oprită, stația blocată de microbuze care așteaptă îmbarcarea. N-ar fi nicio problemă dacă ar opri 30 de secunde să urce 1, 2, 3 călători. Da, dacă stai 20-30 de minute... Dacă vine autobuzul să oprească în momentul respectiv... Nu are unde. Nu are unde să facă asta. Haideți să vorbim și de proiectul, celălalt proiect de care cred că e cel mai mare de reabilitare și a rețelelor de înlocuire a unor stâlpi.
ce se întâmplă cu a stațiilor de călători, ce se întâmplă cu acest proiect. Și acolo și primăria, pentru că primăria este parte a acestui proiect, a răspuns cu celeritate tuturor solicitărilor de la proiectanți. A apărut o problemă pe ultima sută de metri vis-a-vis de un anumit scenariu la incendiu care trecut nu era solicitat. Și noi am făcut toate informările necesare către proiectanți și s-a decalat cam cu o lună de zile finalizarea depunerii proiectului pentru părții de proiectare. Acolo suntem presați puțin de timp și pe proiectul respectiv avem achiziție 15 mijloace de transport, iarăși 9 cu 6, 9 clasice, 6 cu autonomie extinsă. În schimb, acolo suntem presați de timp. Proiectul a fost semnat în 2020, în decembrie, are termen de implementare 36 de luni, deci până în 2023, cu termen destul de scurt. Da, cu posibilitate de prelungire cu maxim încă 12 luni până la încheierea exercițiului financiar pe fonduri europene. Acolo chiar cred că este suntem, repet, presați de timp, pentru că proiectul este extrem de amplu. Tot ce a depins de noi, așa cum vă spuneam, am răspuns în cel mai scurt timp. Am fost puțin încetiniți și de pandemie, pentru că nu s-a așteptat nimeni să avem viața pe care avem în ultimul an. Dar sunt în continuare optimist și cred că în momentul în care se va finaliza partea de proiectare și se va stabili și constructorul, da, acesta se va încadra în termen. Constructorul urmează să stabilească numai unei licitații, da, evident. Mă gândesc că o să dureze și asta. Este o licitație internațională, este foarte important de spus, poate să participe firme din toată Europa. Proiectul are o valoare foarte mare, 24 de milioane de euro. Când credeți că va fi finalizat proiectul, ce a spus proiectantul și când va fi scos la licitație? Păi, proiectul trebuia finalizat până la sfârșitul lunii februarie, partea de proiectare. Și s-a decalat cam cu 30 de zile din ce am discutat cu dumnealor. Eu sper până la sfârșitul acestei luni să fie finalizat și după aceea să se lucreze la documentația pentru licitație, care ar putea să dureze 2-3 luni. Sper să nu existe contestații, și aici trebuie să ne gândim și la acest aspect. În general, nu mai pot fi făcute contestații decât dacă ai anumite chestiuni solide de reproșat organizatorului licitației. Dar, cu toate acestea, dacă spre sfârșitul anului avem constructorul, cred că în cei 2 ani de zile rămași ne putem încadra cu finalizarea, pentru că altfel să pierde finanțare. Adică sunt chestiuni foarte, foarte simple și stricte și concrete. Nu puteți spune, știți, mai stăm 3 zile. Nu, când s-a terminat exercițiul, trebuie să ai totul gata. Da, ce se va întâmpla? Știu că era o problemă în perioada în care se va lucra la înlocuirea stâlpilor. Bineînțeles că nu vor putea să funcționeze troleibuzele. Până atunci vă gândiți că vor veni acelea independente și vor cele putea independente să... nu le poți folosi fără rețeaua de contact. În perioada în care acest proiect va fi implementat, troleibuzele nu vor putea funcționa. În contractul de delegare de gestiune am avut câteva clauze cel puțin discutabile. Recunosc că în calitate de consilier în 2019, în iulie, când a fost semnat acest contract, mi-au scăpat anumite capitole. Am fost criticat în luna ianuarie de persoane care se ocupă foarte mult cu reclamații și petiții și sesizări, în sensul în care a ieșit în mass media informația că am încercat să modific contractul de delegare gestiune ca să putem să achiziționăm autobuze second hand. În contractul inițial aveam posibilitatea ca și operator să achiziționăm autobuze second hand, dar minim euro 5. Și aveam voie să închiriem euro 3. Diferența între un euro 5 și un euro 3 din punct de vedere, ca valoare second hand, este undeva la 10.000 de euro un euro 3 cu aer condiționat, poate 2006, 2007, 2005 fabricație, și un euro 5 25-30.000. Cele două proiecte ne vor genera 35 de mijloace de transport, plus cele 10 pe care le avem cât de cât în stare bună. Avem 5 Eurobusul, 5 Scania. Ne-am putea descurca și n-am avea nevoie de altele. Și propunerea mea a fost să se modifice contractul de delegare gestiune și translocul să poată să achiziționeze singur
pe bani proprii 10 autobuze, euro 3 minim, ca să le putem folosi pe perioada în care nu vom avea curent pe rețeaua de contact. Da, asta e o perioadă determinată. Foarte scurtă. Sau, după aceea, ce veți face cu ele? Păi, avem două variante. În primul rând, acel amendament al meu a trecut. Contractul de egală gestiune a fost modificat în ianuarie și ne-am permis, așa cum vă spuneam, să achiziționăm euro 3 ca dotare minimă. Primăria ne-a solicitat un studiu de oportunitate. Să vedem dacă este mai bună varianta cumpărării sau închirierii pe această perioadă. Noi am făcut niște calcule, le-am prezentat unei firme care se va ocupa de acest studiu de oportunitate și de acolo vom vedea dacă a fost bună varianta aleasă de noi sau varianta cealaltă. Eu intuiesc că este mai bună varianta cumpărării pentru că în 2 ani de zile le ai, sunt ale tale, faci ce vrei cu ele. După 2 ani de zile le poți vinde. Nu se pot deteriora să pierzi mai mult de 50% din valoarea lor. Eu am prezentat toate aceste informații Consiliului de Administrație și dumneavoastră au îmbrățișat ideea. În sensul că chiar am prins în planul de achiziții în acest an valoare de 5 miliarde de lei vechi, 500 de mii de lei noi, pentru achiziționare 10 autobuze. Second hand. Va fi cumpărat în acest an? Eu așa vreau, dar până nu va fi finalizat studiul de oportunitate, nu vom putea să demarăm această achiziție. Există și varianta ca acea societate să ne spună că este avantajos să le închiriem și atunci va trebui să facem o licitație pentru închiriere. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Am ajuns la mijlocul emisiunii. Înainte de asta aș vrea să vă aduc aminte faptul că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la numărul de SMS 0758222708 sau pe pagina noastră de Facebook Gorj TV. Ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct la emisiunea Dialog Deschis. Continuăm discuția noastră cu domnul Mihai Paraschiv, directorul societății Transloc, societatea de transport în comun din Târgu Jiu. Au apărut în presă tot felul de informații legate de achiziționarea acestor, de care și vorbeam înainte, autobuze. Au fost cumpărate câteva autobuze, acum cumpărate, închiriate, mă rog, second hand. Și informațiile care au apărut în spațiul public arătau că aceste au fost achiziționate de la firme la care dumneavoastră ați fost implicat cumva cu oamenii de afaceri care conduc acele societăți comerciale. Cum răspundeți la aceste acuzații care au fost făcute? Din punctul meu de vedere nu este o acuzație. Este mai mult o chestiune de cancan, să o numesc. Societatea Transloc are încheiat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu un contract de delegare de gestiune. Prin acest contract de delegare de gestiune, noi suntem obligați să asigurăm transportul public de călători. Deci, obligați. Am constatat, când am început mandatul acolo, lucruri pe care le știam dinainte, dar acum mi-au fost confirmate. Vechimea parcului auto. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, suntem singuri din țară care mai avem autobuze românești UDM și DAC. Nostalgicii pot să spună că este o chestiune de mândrie națională că încă le mai folosim. Dar călătorii care merg cu aceste mijloace de transport, cred că ne blamează în fiecare zi că nu suntem în stare să le schimbăm. La vremea respectivă am încercat să închiriez astfel de mijloace de transport. Am constatat că nu prea există și nu ai de unde să închiriezi autobuze urbane. Discuția cu firmele respective la care se face referire a fost amplă și n-au prevăzut direct această colaborare. Firmele respective le-au avut pentru alte contracte. Transport minier, cablaje, rovinari, alte chestiuni. Motivul a și fost, adică motivația, dacă vă aduceți aminte, în iunie, cred că anul trecut, mai sau iunie, le-am primit pentru 6 luni de zile contract de comodat. Aici a fost o discuție, o negociere personală, pot să spun, că nu știu în câte societăți din țara asta s-a mai întâmplat așa ceva, să primești ceva cu titlul de folosință gratuită 6 luni de zile.
Eu în acest răstimp am tot încercat să modific contractul de egală gestiune. La vremea respectivă, Consiliul Local avea altă majoritate. În AGA l-aveam pe domnul Lădaru, care se opunea la orice dorință de achiziție. Și ne-am dus undeva către dincolo de jumătatea anului, în care am ajuns în imposibilitatea de a mai funcționa. Pandemia ne obliga să limităm numărul de călători în mijloace de transport, un lockdown nu, să facem cursele mai dese, să nu creăm aglomerație, și am ajuns în situația în care n-am avut ce să mai facem. N-am avut posibilitatea să le cumpărăm. Adică să terminase contractul pe perioada respectivă, determinat de 6 luni. Nu, că a fost din iunie, dacă nu mă înșel, până în decembrie sau ceva de genul acesta. Ulterior, după ce ne-a fost rectificat bugetul, au posibilitatea să și închiriem alte autobuze. Și am avut încă 3 pe care le-am folosit o perioadă de 4 luni. Am tot încercat să le fac foarte scurte aceste contracte, pentru că dorința mea este să le cumpărăm. Dorința mea este în continuare să le cumpărăm și cred că... Să le cumpărați pe acestea sau altele? Nu acestea, pentru că îmi doresc altceva. A fost o situație de avarie. Și câte aveți închiriat acum? Câte sunt? 4. Și ce chirie se plătește? De 5.000 de lei pe autobuz. Pe lună? Pe lună. Și cu firmele respective... Este bine oarecum... din punct de vedere al societății, pentru că asigurarea obligatorie pentru una din mașini este în jur de 500 de lei pe lună. Plus mentenanța, uleiuri, filtre, noi nu plătim nimic la aceste mașini. Sunt puse la dispoziție cu mentenanță, schimb ulei, filtre, plăcuțe de frână, anvelope, acumulatori, asigurări, toate sunt plătite de firma respectivă. Ați avut înainte de a fi director la Transloc? N-am fost niciodată implicat în firmele respective. Societatea părinților mei a vândut un imobil unei alte societăți care este din grupul de firme al asociatului respectiv. Dar nu știu dacă este o chestiune de ilegalitate, nici măcar imoralitate. Repet, eu am urmărit doar bine societății Transloc. Gradul de confort al cetățenilor, cred că a crescut și automat și bunul mers al societății. Am făcut inclusiv o analiză financiară pe primele 6 luni în care n-am avut niciun autobuz închiriat și următoarele 6 luni. Și cifrele sunt mult mai bune în a doua jumătate a anului. Dacă la începutul anului, primele 6 luni, aveam un profit de câteva zeci de mii de lei, la sfârșitul anului ne-am apropiat de 300 de mii. Chiar cu o cheltuială făcută pentru închiriere, dar exercițiul financiar este net favorabil. Adică ați avut mai mulți călători decât am avut mai mulți călători, am avut mai puține cheltuieli cu întreținerile, cu reparațiile, mai puține cheltuieli cu asigurările obligatorii, cu anvelope, baterii, repet, nu am investit nimic în ele, le-am primit, nu se poate spune cu garanție, dar cu mentenanța inclusă. Prieten cu patronii respectivi, de la firme respective? Prieten? Prieten sunt cu jumătate din oraș. Cu oricine găsesc un punct comun sau o relație de prietenie. Inclusiv cu firme apropiate postului dumneavoastră de televiziune am făcut afaceri la Transloc. Asta nu înseamnă că e ceva imoral în această chestiune. Sunt societăți care și contracte care au fost publice, sunt luate prin sistemul electronic de achiziții publice, transparente, fără probleme din punctul meu de vedere. Haideți să vorbim puțin și de cele două autoturisme Logan, da, despre care s-a tot la fel au apărut informații că au fost achiziționate la prețuri mari, că Transloc putea să cumpere, în schimb, autoturisme noi decât second hand. De ce ați optat către autoturismele acestea și tot la fel dacă aveți o legătură cu firma de la care ați cumpărat mașinile respective? Legătura am, mă cunosc cu administratorul firmei respective, dar una e una, alta e alta, încă o dată. Rude ceva? S-a speculat și de că sunteți rudă. Prin contractul de mandat nu am voie să fac niciun fel de tranzacție comercială cu rude până la gradul 4. Deci este exclus așa ceva. Știți pe toți până la gradul 4? Da.
Anul trecut, la începutul mandatului meu, am intenționat și atunci să achiziționez tot două autoturisme second hand, făcând o analiză între un nou și un second. Atunci am fost sfătuit că nu este bine, că dacă ar fi mediul privat, ar fi o tranzacție lăudabilă, dar la o societate de stat nu. Și m-am tot bătut cu această mentalitate, până la urmă am reușit să o depășesc. Că spun, dacă în mediul privat aș face așa ceva, de ce să nu o fac și aici? Am achiziționat în ultimul an de zile două autoturisme electrice, pentru societate. În schimb, aceste autoturisme nu au o autonomie foarte mare, 100 ceva de kilometri. Cu astfel de mașini nu te poți duce până la București, dacă ai o deplasare de făcut, sau până la Brașov, sau până la Deva. Trebuie să stai și să o încarci. Mai mult local. Și ne-a ajutat foarte mult, pentru că am scutit mentenanță, treținere, combustibil, fiind electrice, vă dați seama, sunt mult mai economice. Și atunci a zis, dom'le, ce facem? Avem nevoie de două mașini. Măcar pentru directorul tehnic și directorul general. Să ai o mașină care să poți să pleci pe la București. Am luat oferte pentru Dacia Logan, de ce să nu spunem? Pentru că există o ordonanță a guvernului, cred că este mai veche de 10 ani, în care societățile de stat nu au voie să achiziționeze mașini motori mai mari de 1600 cm3. Și atunci am zis, dom'le, ce putem să luăm? Păi putem să luăm Logan E1 5 diesel sau poate vreo Skoda sau altceva. Am făcut o analiză cât am putea să plătim pe un Logan nou, chiar cu un voucher obținut, cel de 6500 de lei pentru o rablă, să o dăm ca să obțin, și era undeva la 10700 de euro preț fără TVA. Acestea pe care le-am luat cu garanție 6 luni și au fost în jur de 4300 de euro bucată. Acum, evident că m-am uitat și pe internet, în afară de site-ul de achiziții publice. Nu există nicio mașină sub acest preț de achiziție. Deci cine a încercat să iasă cu informația că sunt două rable, n-a vrut decât să ne denigreze. Au apărut niște imagini cu ele, unele lovite. Mașinile sunt foarte ok. Sunt mașini care au fost 21.500 de lei bucata, cu garanție 6 luni. Kilometraje? Cu 120.000 de kilometri și 140. Cu aer condiționat, exact ce trebuie pentru oraș și chiar și pentru deplasări. Ce mașină aveți înainte? La societate? Niciuna. Da. Nici o mașină? Dacia 1300, un Cielo pe care l-am casat în urmă cu 3 luni de zile când am luat cel de-al doilea Smart. Și un an și ceva de zile de când am ajuns acolo, am mers cu mașina mea. Chiar dacă în contractul de mandat aveam prevăzut posibilitatea achiziționării unui autoturism. M-am gândit că sunt două mașini ieftine, care nu generează costuri cu reparații, cu... Ăsta a fost raționamentul. Am zis, dacă în privat aș putea să fac, de ce nu pot să fac și aici? Cele două mașini electrice, pentru ce sunt folosite? Sunt folosite de parte de exploatare, caserie, abonamente, bilete, distribuție de bilete, de piese, aprovizionări, pentru angajații societății. Chiar mă uitam zilele trecute la una și prima pe care am luat-o anul trecut a depășit 7.000 de kilometri, ceea ce pentru mine este îmbucurător. 7.000 de kilometri și un consum de 7-8% cât era un alt Logan sau Cielo ce am avut înainte, poate chiar mai mult, a fost o economie considerabilă în bugetul societății. Adică banii, plus că investiția, sunt două mașini, investiția se recuperează. Așa am considerat. Care e situația cu încasările? Cum ai stat cu vânzarea de bilete? Cum se face cu automatele acestea? Mai sunt oameni mulțumiți că se mai blochează? Se blochează. Sunt automate de bilete foarte vechi. Prin proiectul de reabilitare a rețelei de transport avem inclusiv și sistemul de ticketing, achiziționarea altor echipamente pentru distribuția de bilete. Asta înseamnă și orice altă cheltuială am face noi acum în direcția asta ar fi o dublă finanțare și s-ar putea ceva la un moment dat să ne tragă de mânecă că risipim banul public gratuit. Știu că este un disconfort prin faptul că nu avem în toate stațiile astfel de bilete. Se mai vând și... Se vând prin societăți comerciale care primesc un anumit comision. Chiar săptămâna trecută am mai încheiat cu alte 3 societăți astfel de contracte.
Știu că este neplăcut pentru cetățenii care locuiesc în zonele cele mai îndepărtate ale traseelor pe care le dezvăluie societatea Transloc, dar faptul că la Ursați nu avem automat de bilete nu este un motiv să nu-ți iei bilet, pentru că știi sigur că a doua zi o să ai nevoie de bilet, fiind în centru, undeva sau zona unde puteți să achiziționezi. Câte stații sunt fără automate sau un loc, păi, de unde poți să-ți... Avem 16 de toate din 72 de stații, adică vă dați seama că sunt foarte, foarte puține față de necesarul, de automate, dacă ar fi să avem în toate stațiile. Este și o problemă cu zonele limitrofe, au fost montate acolo și au fost vandalizate, probabil că și acolo va fi o... Se mai vandalizează și în prezent? Da. Se introduc tot felul de obiecte în aceste automate? Tot felul de obiecte se lovesc, se strâmbă, se... Camere de luat vedere nu există? Nu... Avem în câteva puncte. Ați identificat ceva făptași să le prezentați polițiștilor? Nu am reușit, ca pentru că tavă, automat știu și cred că cei care fac chestiunea asta știu și zonele unde sunt camere de luat vedere. Vorbeați înainte de pază de publicitate și de faptul că chiar în interiorul mijloace de transport în comun au loc vandalizări, distrugeri de felul acesta. Ce se... scaune, ce se mai... Scaune rupte, scaune tăiate, desene cu spray-ul. Pe autobuze? Pe autobuze, pe panourile interioare. Și mă gândesc că e foarte greu de șters apoi, de reparat. E destul de greu de curățat. Reparațiile, dar încercăm să le... și scaunul costă tapiserii și lucruri de felul acesta. Da, dar am reușit să le ținem cât de cât în condiții bune. Dar sunt chestiuni care pe mine personal mă deranjează, pentru că nu e normal să faci așa ceva. Adică nu pot să înțeleg care este satisfacția unui astfel de gest. Dacă nu-i... Eventual un teribilism nu-i la extrem, dar să tai un scaun nu cred că este o dovadă de șmecherie în fața nimănui. Da, problema că nici nu-i sancționează cineva, adică îi scapă mereu nepedepsiți pentru lucrul ăsta și probabil că repetă mereu chestiunile acestea. Se întâmplă, dar repet, cred că este o chestiune de lipsă de educație, pentru că, asta, repet, în mod nu, clar, evident, dar fiecare trebuie să răspundă pentru faptul. Nu poate să genereze o plăcere un astfel de gest, adică nu văd ce satisfacție să ai dacă tai un scaun. Au controlorii și au făcut cum o vedeți? Că știu că la un moment dat voia să întăriți partea asta de control. Mai prind astfel de persoane? Da, care... sunt tot felul de persoane care merg fără bilet, care se urcă și distrug scaunele, cum v-am mai spus. Perioada este și puțin atipică, în sensul că nu poți să intensifici nici controlele în perioada pandemiei. Câți oameni aveți la control? 10. Și înainte câți erau? 5, 6. Care e volumul de încasări? Nu știu că au niște bilete cu suprataxă pe care... Da, biletele de suprataxă au valoare 20 de lei, de 10 ori valoarea unui bilet. În primele 6 luni ale anului trecut, când activitatea de control a fost practic suspendată de tot, în primele 2 luni am avut stare de urgență, dacă nu mă înșel, și după aceea... Da, 2 luni de zile. Și după aceea stare de alertă, n-am putut să facem niciun fel de control și atunci și cetățenii au renunțat să mai achiziționeze bilete și a fost o pierdere pentru noi în perioada respectivă. Adică volumul de încasări raportat la anul precedent, pe total în 2020 versus 2019, este undeva la 70 ceva la sută, pe 80%. Ce înseamnă pentru societate transportul? Ați încheiat anumite contracte de transport pentru transportul unor salariați al unor societăți. Ce înseamnă asta din punct de vedere al veniturilor? Păi, de exemplu... Și câte contracte de felul acesta aveți încheiate? Un contract foarte bun pentru societatea noastră este cu una din societățile care funcționează în zona Rostramo și sunt undeva la 45.000 de lei pe lună de la o societate. O sumă destul de importantă. O sumă considerabilă. Și în afară de acesta mai aveți și cu alte firme? Sunt firme? Și altele, dar valori mult mai mici. Acesta cel mai important. Cred bineînțeles că dacă se dezvoltă economia orașului, se va dezvolta și... Cred că va să dezvolte zona Narciselor. Am văzut că sunt câteva fabrici care încep să lucreze mult acolo.
Am discutat cu administratorii unora dintre societățile de acolo pentru a le pune la dispoziție mijloace de transport, de a crea stații în zona respectivă, de a le oferi abonamente pentru angajați, pentru că ați văzut, trendul este mijlocul de transport în comun, nu autoturismul propriu. Dar dacă în zona respectivă nu există stație, automat nu este o alternativă pentru autoturismul propriu. Motiv pentru care noi trebuie să le punem la dispoziție cât mai multe stații și facilități pentru a deveni prietenoși. Mai aveți nevoie de personal? Mai faceți angajări? În perioada asta cred că nu. Ați făcut câteva, să spunem, angajări. L-ați avut pe domnul Săvuiu, consilier, o perioadă, apoi ați renunțat la serviciile dumnealui. L-ați avut și pe domnul Belgher, pe partea de control, din câte știu, și cu dânsul s-a încheiat colaborarea. Ce s-a întâmplat? Ați fost nemulțumit de serviciile dumneavoastră? Nu pot să spun că a fost nemulțumit nici de unul, nici de altul. Din cei doi domni pe care i-ați dat exemplu, colaborarea cu domnul Săvoiu, din punctul meu de vedere, a fost foarte bună. Domnul Belgher a avut un contract pe durată determinată, 3 luni de zile, care s-a încheiat pe data de 8 martie. Și nu l-ați mai prelungit? Nu l-am mai prelungit. Pentru că am considerat că nu este oportun să mai continuăm colaborarea. Dumnealui a intrat în câteva discuții contradictorii, chiar și cu o parte din mass media, unele gratuite, și cred că și-a depățit puțin atribuțiunile pe care le avea în cadrul societății. Mai oprea, că a mai părut ceva, că oprise pe un cetățean într-o parcare, într-un cartier, și a chemat poliția locală să facă acolo o ordine. Asta este o chestiune care nu privește relația cu societatea Transloc. Ce face fiecare în timpul liber este strict problema lui și răspunde pentru ce face. Acum, din câte am înțeles, trece prin momentul mai grele. Mai grele. Să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că n-am dorit rău niciodată nimănui. A fost și fotografiat, din câte mi-aduc aminte, de cineva, că nu purta mască într-un mijloc de transport în comună. A fost fotografiat de o persoană care a mediatizat fotografia respectivă și ulterior ne-a solicitat... Avea și obligația să poarte mască, nu? Este foarte adevărat. Persoana respectivă, repet, a încercat un fel de șantaj, să-l numesc. Uite, vă dau o poză cu Belgher, nu poartă mască, angajați-o pe mine în locul dumnealui. Cred că din poza respectivă poliția trebuia să-și facă mai mult treaba decât societatea Transloc. Am făcut o cercetare disciplinară, am dat o notă explicativă, dar o astfel de abatere trebuie sancționată de oamenii legii, niciun caz de societate. Deci, noi am pus în vedere că este obligatorie purtarea măștii, s-a conformat după discuția pe care am avut-o cu dumnealui, nu pot să neg acest lucru, pentru că după aceea n-a mai apărut nicio astfel de situație. N-a mai fost... Dar, repet, cei plânge. Care trebuia să cerceteze incidentul din punctul de vedere erau cei de la poliție, niciun caz noi. Mă rog, o sancțiune pentru nepurtarea măștii. Se dau frecvent astfel de sancțiuni. Adică vedem la fiecare raportare. Dar ce s-a întâmplat cu domnul Belgher? Are acum această boală COVID-19. S-a întâmplat în timpul relațiilor, adică în timpul în care a angajat la societatea Transloc, sau nu se știe cum l-a contactat? Sincer, nu știu când a fost confirmat. Ce pot să vă spun, că data de 8 martie a fost ultima zi de lucru și ultima zi în care a venit efectiv la serviciu a fost 5, vinerea dinaintea. Poate se simțea rău. N-aș putea să vă spun. Am fost sunat și de la DSP, tot în urma unei petiții, sesizări a unui celebru fost șef de instituție. Mai departe, cred că... Totul legătură cu... Cu domnul Belgher? Tot cu domnul Belgher, da. S-a făcut ancheta epidemiologică, s-au scos imagini de pe camera de supraveghere, de la dispecerea dimineața când a plecat. Asta, dacă a avut dacă a purtat mască, contact sau a fost... Și dacă a avut contact fără mască și în condiții interzise de lege. Repet, am extras imaginile de pe camera de supraveghere interne, de la alte zone unde s-a mai făcut control, la toate era cu mască, purta mască, deci cred că
societatea nu poate fi acuzată că a facilitat cumva răspândirea virusului. Din contră, cred că a făcut tot ce ne-a stat în putință să limităm răspândirea acestui virus. De pe finalul emisiunii noastre, când le promiteți cetățenilor că vom scăpa de mașinile acestea de epoc, acele autobuze vechi care încă circulă pe străzile din Târgu Jiu și în care și plouă câteodată, cineva a postat, s-a transmis pe Facebook și e persoană serioasă că trebuie să stea cu umbrela într-un mijloc de transport în comun de acest fel. Așa cum v-am spus, încă din vara anului trecut eu am încercat să scot autobuzele vechi, autobuzele acestea pe care le avem din 1991. Aștept studiul de oportunitate pe care v-am spus că l-am comandat unei societăți de profil. Sfârșitul anului este un termen foarte lung. Eu îmi doresc înainte începutul verii să avem mijloace de transport cumpărate sau închiriate în funcție de ce va rezulta din analiza respectivă, dar cu condiții de transport și de confort adecvate anului 2021. Adică un minim aer condiționat, cred că este o cerință care nu poate să o conteste nimeni sau să spună că cerem ceva prea mult. Prea mult, da. Deci eu mi-aș dori înainte de începutul verii, știu că este o chestiune... Sau măcar începutul anului școlar, că se anunță că... Și începutul anului școlar, dar în perioada verii, cei care folosesc mijloace de transport în comun știu cât de neplăcut este să mergi la 40 de grade fără aer condiționat. Repet, nu este o dotare de fiță, să o numesc. Este o normalitate a anului 2021. Voi face tot ce îmi stă în putință ca în cel mai scurt timp să înlocuiesc măcar autobuzele vechi și, așa cum spuneam, să avem unele moderne. Ne oprim aici cu această promisiune pe care ați făcut-o cetățenilor din Târgu Jiu. Mulțumesc pentru participare. Și doamne, vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară de la ora 21. O să aveți o seară plăcută în continuare.